Nu mai este mult și se împlinesc 3 luni de când primăriile din județ stau fără buget. Reprezentanții PNL și PSD de la Giurgiu nu au ajuns nici până acum la o înțelegere în ceea ce privește împărțirea banilor, însă socialdemocrații dau vina pe conducerea Consiliului Județean, care se încăpățânează să supună spre aprobare sumele de echilibrare. Este foarte necesar ca unitățile administrativ-teritoriale să beneficieze de acești bani și să își întocmească și să susțină proiectele și finanțările proiectelor pe care fiecare dintre dânsii le au de executat în cursul anului 2014. Și nu numai, sigur. Nu numai de executat, ci și de gândit proiecte, studii de fezabilitate și așa mai departe. Și eu consider că este o greșeală să nu adoptăm într-un termen cât se poate de scurt acest hotărâre de Consiliu, pentru că, așa cum spuneam, primăriile și consiliile locale să beneficieze de aceste sume care le-au fost puse la dispoziție pentru echilibrarea bugetelor. De altfel, există și un termen legal de 45 de zile de la repartizarea sumelor de către guvern și până la aprobarea în Consiliul Județean. Termenul a expirat de mult, dar se pare că acest aspect nu contează prea mult la Giurgiu. Deocamdată legea prevede un termen, termen care a fost depășit. Probabil că juriștii știu mai bine, dar... Suma este repartizată de mult timp de către Ministerul de Finanțe. Având în vedere trăgănările legate de aprobarea bugetelor pentru primării, devine tot mai credibil zvonul potrivit căruia banii ar putea fi repartizați după alegerile europarlamentare în funcție de rezultatele obținute de primari.